Astăzi întâmpinăm o problemă la un laptop care pare să funcționeze, dar nu mai afișează. Soluția cea mai la îndemână care o avem în momentul de față, să nu pierdem de pe laptop ce avem, un cablu HDMI conectat la televizor și la laptop. HDMI-ul la TV, pornim televizorul, și bineînțeles avem exact ce avem pe laptop în momentul de față, după cum se vede.